Câteva sute de muncitori lucrează pe șantierele celor două stadioane. La stadionul mare, de luna viitoare, muncitorii vor placa exteriorul și urmează să lucreze la gazon, mobilier și interioare. La stadionul mare lucrările sunt în grafic, cred că oricine poate să își dea seama că lucrează extraordinar de bine firma și urmează ca începând de luna viitoare deja să-l placheze pe exterior, pentru că au adus deja panourile care vor fi amplasate pe exterior și eu zic că nu avem niciun fel de problemă ca în luna noiembrie, spre sfârșitul anului, oricum să putem să îl inaugurăm. La stadionul de atletism lucrările au înaintat mai greu din cauza terenului care a creat probleme. Și aici lucrările sunt în grafic, au fost mult întârziate din cauza faptului că terenul este foarte prost, pânza freatică este foarte sus și atunci a trebuit la fiecare ploaie să dăm ordin de sistare a lucrărilor, se așteptă câteva zile până când se retrage apa ca să poată să lucreze.